Vreau să vă obișnuim ca la fiecare emisiune video divertisment TC1 să avem câte un invitat. Spun asta pentru că vreau să aducem în fața dumneavoastră oameni cu o mică sau mai mare valoare în sfera aceasta atractivă a artei. De data aceasta, invitatul emisiunii noastre din această seară este un tânăr. Un tânăr caricaturist care a avut deosebită plăcere de a fi invitatul emisiunii noastre. Este vorba de Mircea Stanciu. Mircea, bine ai venit la emisiunea Video Divertisment TC1. Bine v-am găsit. Vorbește. Dar vă la fel, stimați respectatori, mă bucur că sunt alături de invitații, deci că sunt invitat la emisiunea Video Divertisment TC1 pentru a vă putea delecta cu niște caricaturi de care avem nevoie pentru liniștea care deja este tulburată de evenimentele care ne așteaptă pe 3 noiembrie. Voi încerca să vă delectez cu niște imagini plăcute sufletului omului. Spune, Mircea, care au fost primii pași ai tăi în caricatură? Și când ți-ai descoperit aceste calități? Sunt ereditare? Nu sunt ereditare. De mine mi-a plăcut să desenez, să fac caricaturi și chiar să mă zgâlesc. Deci în familie nu ai mai avut pe nimeni care să îndrăgească această artă a caricaturii, desenului? Nu a fost nimeni. În școala generală, așa cum mi-ai spus, făceai caricatură la panoul de onoare, imortalizând pe hârtie profesori, elevi și diferite aspecte negative din acea vreme. Care au fost reacțiile de atunci? În momentul când tu desenai, îți expuneai lucrările la panoul de onoare, puteai să ai și cu mici probleme cu profesorii, poate. Te rog să ne spun. Da. Deci imediat după ce erau expuse, deci respectivele caricaturi, pur și simplu erau furate de către elevi și foarte lăudate de către profesori. Prin faptul că scoteam ceea ce este negativ din acea perioadă ceaușistă. Adică, deci, știți foarte bine cum să fii un foarte bun pionier, să fii un foarte bun elev, da, să nu. Adică, deci, bine. Concret, un comunism foarte roșu, așa, și pot să spun chiar că atunci au fost primele, deci au fost atunci m-am ridicat. Ai fost vreodată chemat la cancelare pentru că se expune aceste desene la panoul de onoare și criticai aceste aspecte negative ale școlii, da? Da, mi s-a întâmplat odată. În ce clasă? În clasa nouă. În clasa nouă eram. În clasa nouă. Bine. Mircea, care este modul tău de inspirație? Mai concret, care este tabloul tău de inspirație? De unde te inspiri în maniera ta de a desena? Din viața. Poți să răspunzi? O caricatură pentru mine reprezintă ceea ce este
ceea ce văd prin prisma gândirii și cunoașterii mele față de viață. Adică scot ceea ce gândesc, ceea ce văd. Nu mă inspir după diferite falsuri, adică falsuri. Deci nu copiez, nu după revista așa de parte, ceea ce concep eu. Din viața asta, da, și cre- prin creația pe care o am. Știu că pentru telespectatori ai pregătit câteva lucrări. Da. Te rugăm, Mircea, să le prezinți telespectatorilor cu comentariul de rigoare. Vreau să vedem modul tău adevărat de inspirație. Da, în prima caricatură îl avem pe domnul Iliescu, ascultând muzică Macarena și dumnealui spune, dacă la Clinton s-a dansat Macarena, de ce să nu se danseze și pentru mine? Deci vreau să vadă și telespectatorii această caricatură. Țuțu, te rog să imortalizezi pe peliculă această caricatură. A doua lucrare? A doua lucrare este această luptă foarte serioasă dintre Partidul Național Românesc și UDMR. Da. În care un luptător aplică o lovitură de ștame și varii, se numește, unei bucăți de ciment și ce vreau să exprim aici? Această duritate de a învinge UDMR-ul. Da. Stimați telespectatori, priviți această caricatură. O altă lucrare? Da. Îl avem pe domnul Emil Constantinescu, văd aici. Da. În care are o cheie, deci convenția, și încearcă, deci se gândește dacă ar putea deschide poarta președinției. Vă găsesc foarte realistă, poftiți. O altă lucrare avem pe domnul Vadim Tudor, în care, fiind în Parlament, spune foarte tare și sus, ungurienilor, o să vă cedăm Ardealul când Lazul Tăichiu și o să-și vadă ceapa. După care, din persoanele care erau în sală, vine un fax, deci vine un mesaj către domnul Vadim, care spune, domnule Vadim, a primit un mesaj prin fax, pe fax respectiv despre respectivul anunț, scrie, am oglindă, Tegeș. O altă imagine realistă. Avem pe domnul Ceabă, deci regele Ceabă, în care spune, deci în fața unei foarte mari mase de țigani, spune, dragi țigani, acum că rușii ne va da aurul înapoi, vom deveni mai papă decât papa. La care unul dintre respectivii ascultători spune, auzi, Iaurică, ne-l dă nouă ca să-l dăm tot lui. O altă caricatură este cu domnul Adrian Păunescu, da, în care spune